Mituri despre imobiliare și mai ales despre chirii. Am citit multe zvonuri, multe păreri aiurea despre zona aceasta de chirii și de imobiliare. Și ca de obicei, cine își dă cu părerea în mod negativ și repetat, de cele mai multe ori nu are idee despre ce vorbește sau nu a încercat niciodată. De curând am închiriat două proprietăți în București, de unde obțin chirii de 620 de euro pe lună brut. Și momentan sunt extrem de mulțumit. Rămâne de văzut dacă unele dintre miturile pe care o să vi le prezint se vor adeveri sau nu. Mitul numărul 1 este că nu e ok să-ți blochezi atât de mulți bani în imobiliare ca să obții niște amărâte de chirii. Și aici oamenii se gândesc că cum să dau eu 100.000 de euro pe un spațiu ca să-mi iasă și mie 600 de euro sau 500 de euro sau 400 de euro sau 1.000 de euro, depinde ce deal găsești, pentru că cu banii aia poți să faci mult mai mult. Ok, dacă iei 100.000 de euro să-i bagi într-o afacere de care ești sigur, ai experiență, ai oameni, ai resurse, ai noroc, ai de toate, da, sunt șanse să faci mai mulți bani. Dar riscul este mai mare și trebuie să te și implici foarte mult. La imobiliare, dacă le alegi pe cele potrivite, poți să obții un randament bun între 6 și 12%. Dacă cumperi ceva care nu este neapărat ideal, poți să ai randamente și de 4%. Dar dacă ai noroc, cumperi o licitație, ai imaginație, o amenajezi într-un mod wow și cumperi într-o zonă excepțională, poți să te aștepți și la randamente de 15% pe an. E mult 15% pe an? Eu zic că e mult. Mulți nici măcar nu cred în astfel de randamente. Ajungem și acolo. Randamentul mediu în România e cam de 6-7%. Dacă ții un apartament nou pe care îl vând ăștia acum în complexe la gata, cu 80.000-75.000 în București, într-o zonă decentă, cum e, nu știu, în Lujerului, într-un bloc nou, e 75.000, a fost 80 și 75. Poate negociază 70. Mai mult de 400 de euro nu e chirie acolo. 400 de euro ori 12 luni sunt 4.800, împărțit la 70.000, cred că vine undeva la 6.8%, decent. Dacă închiriai cu 370 de euro când era 80.000, n-aveai nici 5%, dar pentru ăla care a așteptat și a cumpărat în fază de proiect cu 40.000, să ia 400 de euro, bine, plus amenajarea, poate are randament de vreo 8-9%, deci depinde. Să-ți blochezi banii în imobiliare ca să obții chirii e o formă de protecție. Ai banii în ceva, generezi un venit pasiv pentru care te implici minim și dacă scalezi treaba asta, îți obții o independență financiară. Deci scopurile sunt diferite. Asta este eroarea în mitul ăsta, că domne, dă banii aia, nu știu ce fac și nu știu cât obțin, că îi bag în cripto și fac 1.000.000, că îi bag într-o franciză și fac 300.000, că îi bag într-o, cumpăr marfă și fac 500.000. Sunt foarte de acord. Dar sunt două lucruri diferite. Aici obții venit pasiv, nu te implici decât foarte puțin. Când amenajezi, o înregistrezi și ai închiriat după aia, la revedere, un an, doi, trei, 5-10 dacă discutăm de spații comerciale. Iar în business, acolo trebuie să te implici în mod direct. Acolo, într-un business, nu vinzi doar zona sau proprietatea, cum e în cazul ăsta, sau să te folosești de acel bun. Într-un business îți trebuie și știință, experiență, oameni, zonă, să studiezi piața. Acolo e altă discuție. Deci ăsta este un mit care, pe de o parte, este adevărat, dar pe de altă parte este comparat în mod greșit. Mitul numărul 2, domne, că chiriașii îți fac apartamentul praf. Sunt soluții pentru această ecuație. Acum, dacă îți cumperi un apartament în Zimnicea, nu știu dacă ați văzut că în Zimnicea, în Teleorman, un apartament costă mai puțin decât costă să-l renovezi. Adică ți-ai apartament cu două camere cu 7.000. Adică alea sunt bune să le ții pe post de depozit, pe post de sediu de firmă, pe post de, nu știu, de orice. Adică să ai un imobil la cheie pe care dai 7, 8, 9.000 de euro e mai ieftin decât două containere. Adică ți-ai apartament de 30 de metri cu 7.000 de euro. Dacă vrei să închiriezi acolo, nu o să găsești cui. Și dacă nu o să găsești cui, o să închiriezi cui apuci. Dacă apuci cuiva să închiriezi, sau în Vâlcea, da? Ia un apartament vechi, nu știu unde.
contează foarte mult cărui public te adresezi și dacă ai de unde să alegi din publicul ăla. Asta înseamnă că este mai bine să cumperi într-un oraș mai aglomerat. Și în România, că în Brașov, că în Sibiu, că în Cluj, că în București, mai ales în Cluj sau București. Dacă închiriezi în București sau în Cluj ceva cu două camere, ceva într-o zonă bună, nu o să-ți vină, adică sunt șansele mai mici să-ți vină cineva care să ți-l facă praf. Iar tu, dacă vrei să te protejezi și vrei să-ți selectezi clientela sau chiriașii, poți să pui clauze de renovare, să faci asigurare, să-i ceri două luni garanție, să îl întrebi cu ce se ocupă, să vezi omul în persoană, să vezi dacă are loc de muncă, dacă vine cu copii, dacă vine cu câini, dacă fumează. Deci este nevoie de un pic de sortare dacă vrei să ai un chiriaș care să nu-ți facă praf apartamentul. Eu am fost chiriaș în Brașov când eram în facultate și timp de 4 ani de zile unde am stat, am defectat, dacă a fost din vina mea, cădița de la cabina de duș, mi-a schimbat un tablou de siguranță care a fost 200 de lei, era de la vechi, cu monede, cu prostii până de la antic și de demult, și am rupt cumva în spatele dulapului șița aia subțire care căptușește spatele dulapului. Și a trebuit să o repar, dar am reparat-o și n-au fost costuri suplimentare pentru proprietar. Deci eu nu am adus costuri proprietarului decât pentru cabina de duș de 500 de lei la vremea respectivă, în 4 ani de zile. Poți să dai de chiriaș, chiar și studenți, care sunt liniștiți, sunt ok, nu fac scandal, acum poate se mai defectează ceva, că sunt și anumite lucruri vin din uzură naturală. Dar din nou, trebuie să fii selectiv. Asta cu chiriașii ți-l fac praf, e adevărat dacă închiriezi oricui, fără să filtrezi, lași doar în mâna unei agenții care vrea doar să-ți ia comisionul și în rest nu mă interesează. Sunt și agenții care sunt ok și le spui cam ce condiții vrei tu și îți filtrează ei, dar trebuie foarte multă comunicare și sortare. Și o mare parte din problema asta dispare. Deci asta este doar un mit, domne, că ți-l fac praf. Depinde foarte mult și de ce clauze pui tu în contract. Dacă faci un contract blank în care nu scrii nimic, nu faci inventar, nu nimic, nu ceri garanție, nu faci asigurare, nu faci efectiv, nu te ocupi, da, atunci sunt riscurile mai mari. Mitul numărul 3, n-apuci tu să pui mâna pe dealurile bune că pun alții. Aici, din nou, e așa și așa. Dealurile bune vin la licitații din executări, dealurile bune vin de la agenții care iau legătura cu proprietarii. Sunt proprietari care sunt în vârstă, nu se uită la televizor, se uită doar în ziare sau se grăbesc, au probleme și vor să vândă repede o proprietate. Iar un agent imobiliar, ce băiatu, stai așa, cum să vinzi tu apartament cu 3 camere în drumul taberei cu 30.000? În prețul acolo e 55-60. Te învăț eu. Îl pune ăla cu 55 și îl vinde cu 45. Dar oricum, mult mai mult decât vroia nenică ăla în vârstă care habar n-avea piața. Sau, în unele cazuri, vinde ăsta cuiva repede, unui vecin sau unei cunoștințe la preț de nimic, ăla îl ia și îl vinde mai departe sau îl dă la agenție. O să obții un deal bun numai dacă ai deja niște proprietăți, cunoști niște asociații de proprietari, auzi în stânga, în dreapta cam cine vinde, ce vinde, participi la licitații sau te cunoști bine cu niște agenți imobiliari. Iar la un agent imobiliar, deși la mulți nu le plac agenții imobiliari sau agențiile imobiliare, acolo este cheia dealurilor. În sensul că trebuie să te pui bine cu cineva ca lumea, să-i dai o sumă foarte mare, comision foarte bun, ca să-ți caute dealuri foarte bune. Problema e că oamenii nu vor să dea. Găsesc eu, mă descurc eu. Dacă ți-e un singur imobil, să zicem că da, se aplică. Dar dacă vrei să-ți faci un portofoliu de investiții imobiliare, cei mai mari oameni care au foarte, foarte multe proprietăți, au agentul lor personal, care ăla ce face? Scanează în continuu, găsește proprietăți, primește multe mii de euro comisioane, dar găsește niște dealuri din care obții randamente și de 20%. Asta e diferența. Oamenii obișnuiți nu vor să plătească. Și într-adevăr,
dealurile foarte bune le fac aia nu neapărat care sunt șmecheri și au mulți bani, ci aia care au multă experiență. Deci când te apuci de investit în imobiliare și îți iei prima proprietate, în niciun caz nu vei face cea mai șmecheră achiziție din viața ta. Pe măsură ce înaintezi, renovezi, închiriezi, capeți experiență, încep să vezi lucrurile altfel, pentru că văd la mine. Văd lucrurile complet diferit acum față de cum le vedeam acum 2 ani de zile când am cumpărat prima proprietate din drumul Taberei, în care am băgat mulți bani să o renovez, puteam să scutez lejer 5.000 de euro, puteam să o închiriez mai repede, am avut anumite temeri care au fost doar în capul meu și m-am lăsat influențat ușor așa de alte persoane care nu aveau experiență sau aveau experiență mică sau de prieteni care comentau. Deci, asta zic. În realitate, treburile stau diferit. Următorul, aș putea să zic concepție, nu neapărat mit, este legată de tipul de proprietate. Sunt anumite proprietăți la care nu te-ai gândi, din care poți obține randamente fabuloase. Dar de multe ori sunt proprietăți atipice, ciudate, la care de multe ori nu se bagă nimeni. Când spui unui român, unui om de rând care vrea să-și cumpere sau când se gândește la o proprietate pe care să o închirieze, el se duce pe agenții sau pe site-uri, cumpără la prețul pieței și închiriază la prețul pieței. Dacă faci treaba asta, randamentul tău este minim. Poate riscul nu e maxim, dar randamentul este minim. În imobiliare, dacă vrei să faci bani, trebuie să te gândești prioritar la randament. După care la zonă și după care la tipul de proprietate. Dar sunt și excepții, oferte la care trebuie să fii atent. Adică poți să-ți iei, de exemplu, un teren într-o zonă wow, o bucățică de teren, deci că, bă, ce poți să faci acolo? Simplu. Pui 3 containere, iei utilități și închiriezi toată șmecheria aia. Nu te-ai fi gândit. Ai zis că, bă, ce să fac cu terenul acolo, că nimeni nu construiește nimic acolo. Dar nu trebuie să construiești. Poți să pui 3 containere de 15 metri, ai făcut 45 de metri, ai tras utilități, ai făcut și un design pe exterior, o șmecherie, un acoperiș, o ceva și l-ai făcut șaurmerie. Pe un petic de teren unde nu te-ai gândit. Și iei terenul ăla cu 50.000, 80.000, de 200 de metri, 150 de metri și îl închiriezi pe 1.000 de euro. Dacă într-o zonă, wow. Și ce randament ai? Containere 15.000, teren 50.000 și amenajare încă vreo 7.000. 70.000 investiție, chirie 900.000 de euro. Suprafață 50 de metri cât au containerele. Randament 16% pe an. Nu am inventat ce vă spun acum. Există. Oferta asta am văzut-o și există în piață. Un petic de teren într-o zonă centrală unde sunt toate utilitățile, unde nu te-ai gândit că poți să faci ceva. Chestiile atipice îți aduc randamente wow. Chestiile uzuale, cele mai cunoscute, îți aduc randamente scăzute. Dar oarecum un pic mai sigure. Mai ușor de vândut, mai ușor de închiriat. Mă rog, plusuri și minusuri. Și cam astea sunt miturile pe care eu consider că oamenii le gândesc, le interpretează în mod greșit. Sunt mici bucăți de adevăr prin ele, dar problema este pusă greșit. Trebuie mult studiu, multă răbdare, experiență, iar experiența o faci doar dacă te apuci, nu o să fii experimentat de când intri în domeniul ăsta, o să dai mici rateuri, dar trebuie să privești imaginea mare de ansamblu. Deci, în orice caz, cei mai mulți bani la nivel mondial se cam fac din imobiliare, adică toți oamenii bogați, cel puțin, își bagă bani în imobiliare. Bill Gates este cel mai mare investitor în terenuri agricole. Are, nu știu, de aproape $1 miliard are terenuri agricole. Bine, 1 miliard la cât are el e puțin. Dar cei mai bogați oameni din lume, toți dețin imobiliare. Că apartamente, că vile, că mansionuri, că hale, că fabrici, că terenuri agricole, că clădiri. Oamenii foarte bogați dețin imobiliare. Și nu este întâmplător. Așadar, să ne gândim cu atenție cum putem face ca să câștigăm în acest spațiu. Ne vedem în următoarele episoade.